Bună, Sumia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte mult. După ce a făcut Antonio, acum se simte prost, se simte nesigur, vinovat și nu înțeleg de ce. Doar s-a distrat. Știu că i-a zis iubire fetei, că a pupat-o, că a zis că o caută într-o săptămână, dar asta face parte din petrecere, din petrecerea burlacilor. Atunci e permis orice. Bine, orice, nu mă refer chiar la orice, nu în fața camerelor de filmat și nici dacă n-ar fi camerele. Dar de vorbit, asta se permite. Cât asta e petrecerea burlacilor. Ultima șansă a bărbatului înainte de căsătorie să arate și el. Toți se cred macho men, să știți. Nu-i unul, chiar și Andrei, cât îl vedeți așa. Ați văzut cum vorbea cu fetele, cu dansatoarele? Da, vorbea cu ele. Povestea Simona. El o divinizează pe Simona. Da. Păi o divinizează, că ați văzut ce femeie. Chiar el a spus ce femeie a avut înainte de ea. Ea e singura femeie mai serioasă, mai de casă, așa. În opinia lui, bineînțeles. Și la petrecere, Antonio era pe terasă cu Mihai și Mihai a vorbit cu ele și Andrei a vorbit, dar mai mult Antonio. El a făcut tot programul. Ce s-ar fi întâmplat dacă toți stăteau într-un colț speriat? Fetele, la ce ar fi venit? La ce ar fi venit? Foarte frumos a făcut Antonio. Eu nu le condamn absolut cu nimic. N-a făcut nimic ce nu ar trebui făcut. Deci, care comentează, nu știu ce înseamnă o petrecere a burlacilor. Vorbea de Maria, dar tot întrebau fetele dacă e fericit. Ele, una din ele, credea că nici care nu sunt fericiți în relație, dar știu ele. Ele nu știu, pentru că nu cunosc fetele, dau și ele o părere. Asta e liber. Fiecare vorbește ce vrea. Nu i-a oprit nimic vorbitul. Vorbitul poate oricine să zică orice vrea. Iar când l-a întrebat de Antonio dacă e sigur că se căsătorește, păi n-ați văzut și în celelalte sezoane tot ceva de genul ăsta întrebau fetele? Și ce s-a întâmplat? Nimic. Maria încearcă să-l scoată pe Antonio din starea asta, pentru că el se crede absolut degeaba, nici, fără niciun motiv se crede vinovat. Dar nu mi-a plăcut când a întrebat pe ceilalți concurenți, au zis că ce ar face ei dacă unul dintre parteneri ar face și majoritatea că au pune punct, pentru ce să pună punct? A fost doar o petrecere, o distracție, atâta tot. N-a însemnat nimic mai mult pentru Antonio și nici pentru Maria și pentru nimeni. A fost pentru atunci, noaptea aia. Absolut deloc nu are importanță. Nu schimbă cu nimic ce simte Antonio pentru Maria sau Maria pentru el. Sau oricare dintre concurenți. A văzut că și Mihai vorbea cu ele. Asta e rostul petrecerii burlacilor. Asta e rostul. Asta e. Să se distreze. Cum ar veni ultima distracție înainte de a intra într-o căsnicie. Într-o căsnicie, putem spune, din iubire, pentru că se iubesc. Nu se căsătoresc așa forțat, nu-i forțează nimeni. Alții zic că pentru premiu. Bine, și premiu e binevenit, că pentru asta a intrat în emisiune, e concurs. Nu e doar o emisiune fără câștig. Dar nu poți să câștige toți, așa că din atâtea cupluri, unul, un singur cuplu o să câștige premiu. Și ceilalți se căsătoresc pentru că se iubesc, cel puțin așa place mie să cred. Până acum, cam toți au arătat iubire. Aproape toți. În afară de Simona. Sau poate Simona are stilul ei de a arăta, nu pot să-mi dau seama. Dar Andreea asta, sigur, o iubește, că are și el 30 de ani, vrea să-și facă familie. Chiar el a spus. Spunea și fetelor. Foarte greu să exprima și cu fetele, am văzut că ele mai mult râdeau de ei. Aș putea spune la mișto vorbea, cum majoritatea zic la mișto. Așa vorbeau cu ei, nu i-a tratat fetele. Dansatoarele nu i-a tratat serios pe nici care dintre ei. Vă mai amintiți în sezonul 6, da? Viorel, cum stătea de vorbă cu una din ele și ea tot le întreba de Deni. Și vedeți, sunt și acum împreună și construiesc o casă frumoasă, au afacere. Deci e o noapte, câteva ore pot să fac absolut ce vrea. Care îl condamnă pe Antonio. Sunt niște oameni care nu au văzut în viața lor o petrecere a burlacilor. Era Maria cu Vlad și cu Antonio, era și Cătălina, dar Cătălina era puțin mai încolo și spunea în glumă, glumeau, că am ars plăcinta, că am, sau ce a zis, că nu-i bună, că am pus sare,
Da, în glumă era. Am gustat și că era sare, ce să fac? Glumeau și foarte bine, nu i-a ieșit plăcinta, a ars-o, a sărat-o, ce a făcut. Asta nu capăt de țară, pot să fac altă plăcintă. E bine că ea știe, Maria știe să gătească foarte bine, foarte bine. Și asta e un lucru bun. Mai am văzut niște comentarii, că ce o să zică mama lui Antonio, care tot a comentat despre Maria, că ce băiat are, ce băiat are. Că toți, bă, apropo, la accidentul ăla, a fost accident, n-a dat intenționat cu mașina în omul ăla. Că a fost băut. Să știți că nu e nici primul, nici ultimul care îi se întâmplă așa ceva. Nu, numai că nu știm noi, dar se întâmplă zilnic și nu doar în România, se întâmplă peste tot în lume. Ai mașină, ești predispus la accident. Ori de altul tine, ori de altul, trebuie să te gândești în continuu, de aia e și conducerea preventivă, că să te aștepți să sară cineva în față, să fii foarte atent, ochii în față la drum. Bineînțeles, care are mașină și carnet, știe lucrurile astea, nu trebuie să-i spun eu. Dar că am discutat, așa că s-a terminat, mai are de plătit niște bani, asta e ce poți să faci, să dai trecutul, să ștergi trecutul, nu poți. Trebuie să-ți continui viața. Ceea ce face și Maria, vrea să-l ajute să iasă din această stare de care se simte el vinovat și nu înțeleg de ce. Păcat că nu pot să vorbesc cu el, că i-aș spune. N-a făcut nimic în plus, n-a sărit calul absolut deloc. A fost niște vorbe în vânt. Atât, s-a dus, a și uitat. Și faptul că se simte vinovat înseamnă că are sentimente față de Maria, normal. Fata aia nu înseamnă nimic pentru el. Am văzut că au terminat bagajele și ei așteaptă finala ca fiecare, bineînțeles. Citeam undeva, am văzut și un filmuleț cu Zein, cum vorbea cu fata, una din fete, din dansatoare, și am prins cu aceea care a stat de vorbă cu Antonio. Ea zicea, o să fiu cu minte, glumeau, bineînțeles, dar ea și-a făcut meseria. Credeți că doar lui i-a zis așa ceva? Credeți că doar cu Antonio a vorbit? Sute de băieți. Se duce în continuu, plus în club sau unde dansează. Sau... Pentru ea e meserie. Atât. Ai meseria, asta faci. Nu înseamnă absolut nimic pentru ea. Iar Cătălina stătea cu Vlad și cu Maria, cu Antonio, vorbeau toți și Cătălina voia să plece. Nu știu, mi se pare foarte speriată fata asta. Nu știe să socializeze. Ei plasă așa de separată de toți. Că-i somn. El se ruga de ea. Hai, mai stai. Nu voia. Că e obosită. E obosită. Ce a făcut? Ce a făcut de obosită? A fost la muncă undeva? N-a fost și atunci. Chiar mă bucur că Maria cu Antonio au lămurit situația, cu toate că n-a fost nicio situație groaznică, așa cum căutau unii să o scoată în evidență. Nu mi-am plăcut nici la capricii ce spunea Raluca de la sezonul 6. Eu mi-amintesc foarte bine că am urmărit toate episoadele de la sezonul 6 și am văzut ce făcea cu Alex. Am văzut cum îi vorbea de sus și acum cred că tot așa, toată relația de asta, tot așa l-a merge pe burtă în față ei. Pentru că dacă a fost așa la mireasa, o să fie în continuare, că ăsta e caracterul, nu poți să-l schimbi. Și ce-a găsit la el în telefon, dacă vă amendiți atunci uitați cu telefonilor. Și plus că îl critica în continuu, nu-i plac hainele lui, că ați văzut că purta colanți, că nu-i place ce cămaș are, îl critică și acum tot așa face, dar nu știm noi, pentru că nu mai vedem. Atunci știam că erau filmați, acum nu știm. Credeți că s-a schimbat? Chiar aș vrea să răspundeți dacă s-a schimbat sau nu. Și tocmai de asta își dă ea, Raluca, eu n-am simpatizat-o nici în sezonul 6, își dă ea cu părerea despre Antonio, despre situație. În loc să uite la ea în curte și după aceea să vorbească de altul. Sau dacă tot a vrut să vorbească, că trebuie să vorbească, de asta o plătește atent. Nu, să zică niște lucruri frumoase. Nu se condamne, pentru că e ușor să condamne, e ușor. Și eu puteam să zic, Antonio îi devine că a stat de vorbă cu secteza, că a pupat-o și a vrut să o vadă peste o săptămână. Parcă aia se întâlnea cu el. Parcă pentru fata aia era primul băiat, ea nu mai văzut să băieți până atunci. Eu nu caut să-l disculp pe Antonio, doar spun ce am văzut, pentru că nu a făcut băiatul absolut nimic rău. Absolut nimic. Că am văzut că au intrat în dormitor și au avut o discuție foarte lungă, cam vreo oră, au lămurit, au ieșit bine dispuși de acolo, mai ales Maria. Unii comentează că l-a iertat ce să ierte, nu a avut ce să ierte, pentru că nu a făcut nimic. Repet, a mai repetat asta și o să mai repet dacă e nevoie. Să duci, era foame și s-au dus Cătălina cu Vlăduț, făcuseră mâncare, le-a oprit și lor, au mai stat puțin de vorbă, totul e ok, chiar zicea Maria că vrea acasă, că dor de copil și mie mi se pare corect. Am și eu copii, care are copii, înțelege foarte bine, foarte bine. Eu am 4 copii, fiecare în câte o țară. Îi văd foarte rar. Bine, sunt câțiva din ei, de fapt toți au fost la mine în vacanță,
în afară de cel care stă la București, dar cel care stă la București a fost acum câțiva ani, 12 ani. Eu aș vrea să vină, dacă vrea să vină, are unde să doarmă, are ce să mănânce, nu e nicio problemă de asta. Poate să vină, oricare poate să vină. Dar cum să nu-ți fie dor de copil, mai ales că e micuț, am înțeles că are 6-7 ani, cam așa e la școală, îți dor de el. O căuza unii pe Facebook că ea nu întreabă de copil, că nu-i pasă de copil, nu se poate să nu-ți pese de copil, dar ea acum e concentrată pe relație, că nu poate să șadă cu Antonio de vorbă și să, de copil. Nu că l-ar deranja, nu, dar nu pot vorbi doar de copil cu viitorul soț. Nu, ar fi plictisitor. Că am mai văzut părinți sau bunici când încep să se lanseze, să se lanseze în discuții interminabile despre nepoților, despre copii, mai ales când sunt micuți, că ce face și devii plictisitor la un moment dat. Eu, să știți, am și o nepoțică, vorbesc cu prietenele mele pe la muncă sau pe unde sunt, vorbesc strict necesar, eventual arăt o poză, zic că am o nepoțică, are 1 an și 4 luni, atâta tot. E blondă cu ochii albaștri, nu încep să spun ce preferă, ce mănâncă și toate astea, pentru că pe nimeni nu interesează. De asta nu e nicio problemă că Maria nu vorbește în continuu de copil. Ar fi foarte plictisitoare. Pe nimeni, absolut pe nimeni, n-ar interesa asta. Pe nimeni. Cam atât am avut să vă spun. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like. Mă ajută foarte tare. La revedere!